Bine te-am regăsit la o nouă activitate! Astăzi vom vorbi despre timpurile modul indicativ, despre perfectul compus. Exercițiile de astăzi ne propun să ne imaginăm că suntem în excursie. Vom recapitula și mijloacele de transport. Ascultă cu atenție textul următor. Textul este preluat dintr-o carte poștală. Dragă Endre, eu am ajuns la Sibiu împreună cu părinții mei. Ne-am cazat în casa unei prietene, Andreea, fata pe care am cunoscut-o împreună în tabără. Ea ne-a așteptat chiar în centrul orașului. Deja am făcut multe plimbări cu bicicletele și am alergat. Ieri am vizitat câteva biserici și clădiri vechi. A fost destul de cald afară și nu s-a văzut niciun nor pe cer. A fost minunat. Te aștept și pe tine. Te îmbrățișez, Clara. Recitește cartea poștală și răspunde întrebărilor următoare. Cine cui a scris o carte poștală? Unde a plecat Clara? Cu cine și unde este Clara? Este fericită Clara? De ce? Ei bine, Clara îi scrie lui Endre. Clara a plecat în vacanță. Clara este în vacanță la Sibiu împreună cu părinții ei. Clara este fericită pentru că este vreme bună și poate face multe plimbări. Exercițiul următor îți propune să identifici în textul dat elementele cerute în chenarele de mai jos. Trebuie să cauți obiective turistice. Cum este vremea și diferite activități. Fetele au vizitat, așa cum se da seama, biserici și clădiri vechi. Vremea afară este cald, nu era niciun nor pe cer. Fetele s-au plimbat cu bicicletele și au alergat. Andre hotărăște să-i facă o vizită Clarei. Trebuie să ajungă la Sibiu. Privește harta și indică cel puțin două orașe prin care va trece Andre. Foarte probabil ca Endre să treacă prin Alba Iulia și prin Sebeș. Pentru a ajunge la Clara, Endre trebuie să utilizeze un mijloc de transport, Selectează din lista următoare mijloacele de transport pe care le poate utiliza Andre. E bine, ai dreptate. Andre poate utiliza un autobuz, o mașină, un tren, un avion și o motoretă. Selectează acum în două coloane diferite mijloacele de transport în comun și cele utilizate pentru transportul individual. Îți las puțin timp pentru a le revedea. Cu siguranță acest exercițiu a fost simplu. Mijloacele utilizate pentru transportul în comun sunt vaporul, avionul, autobuzul, trenul, tramvaiul, iar cele utilizate pentru transportul individual sunt bicicleta, mașina și motoreta. Să ne întoarcem însă puțin la textul citat. Recitește textul cu atenție și selectează verbele care exprimă o acțiune începută în trecut și încheiată înainte de momentul vorbirii. Îți las puțin timp pentru a revedea textul. cu siguranță ai selectat verbele, am ajuns, ne-am cazat, am cunoscut, ne-a așteptat, am făcut, am alergat, am vizitat și verbul care se repetă a fost. Pe baza exemplelor din textul nostru, precizează acum într-un enunț structura perfectului compus. Perfectul compus este format din forme specifice ale verbului a avea plus participiul verbului de conjugat. Formele specifice ale verbului a avea sunt am, ai, a, am, ați și au, iar forma terminată în t sau s este forma de participiu a verbului de conjugat. Avem exemplu precum scris, desenat. Conjugă următoarele verbe extrase din textul citat la modul indicativ, timpul perfect compus. Ai verbele a aștepta, a vizita, a ajunge. Poți opri acest video și îți poți lua timpul necesar pentru rezolvarea acestor conjugări. Aici poți verifica dacă ai rezolvat corect. Următorul exercițiu îți propune să recunoști verbele la modul indicativ timpul perfect compus din șirul următor. Ai verbele am găsit, eram, am intrat, știe, cântam, m-a invitat, va scrie, citește și a intrat. Cu siguranță le-ai recunoscut. Verbele la perfect compus sunt am găsit, am intrat, M-a privit și a intrat. Oare utilizăm perfectul compus și în viața de zi cu zi? Notează trei situații din viața reală în care folosești timpul perfect compus. Ai din partea mea câteva sugestii. Folosești perfectul compus atunci când povestești colegilor o carte sau un film, când le explici părinților ce ai făcut la școală sau când îi spui prietenului tău ce cadouri ai primit de Crăciun. Cu siguranță, ai găsit și alte exemple. Felicitări, ai ajuns la final. Însoțindu-pe Andre în călătorii, vei învăța lucruri noi. Te descurcat grozav.